Da, vorbeam despre sistemul de valori și criteriile de evaluare. Ele sunt cele care ne dau emoțiile. Noi evaluăm ceva prin valorile noastre și spunem, e bine, e rău. Dacă este ceva rău, atunci noi ne supărăm. Noi suntem nefericiți pentru că evaluăm a fi ceva rău. Practic, dacă evaluezi a fi ceva bun, nu poți să te superi. Adică, dacă tu consideri că un lucru e bun, n-ai cum să te superi. Deci, clar, când te superi, sistemul tău de evaluare, criteriile tale spun, este ceva rău, este ceva care nu e bun, nu-mi convine. Da? De aceea avem nevoie să ne schimbăm sistemul de valori dacă suntem nefericiți, dacă avem anxietăți. Da? Înseamnă că este o problemă acolo în sistemul nostru de evaluare. Pentru că ceea ce este, este. Nu este nici bine, nici rău. Este ca și cum acum plouă și ne supărăm. Sau e o grindină, sau e furtuna și ne supărăm. Dar toate lucrurile astea trebuie să le înțelegem, pentru că sunt necesare vieții. Sunt necesare echilibrului natural. Și cum să ne supărăm de ceea ce este? Doar dacă ceva nu ar fi conform cu ceea ce ne convine nouă. Dar natura nu ține cont de ceea ce ne convine nouă. Și nici vremea și nici oamenii și nici nimic pe lumea asta nu e așa cum am vrea noi să fie. Este așa cum este. Deci noi trebuie să înțelegem Universul pentru ceea ce este, nu pentru ceea ce ne oferă El. Și ne oferă destule lucruri extraordinare. Doar că trebuie să le observăm. Atât. Cum spuneam, dacă suntem nefericiți sau avem anxietăți, înseamnă că acolo, în sistemul nostru de valori, sunt niște probleme. Sunt niște așteptări, nu? Așteptările că ceva în lumea asta sau în universul ăsta ar trebui să fie așa cum vrem noi. Dar nu am creat noi acest univers, nu am creat noi această lume. Deci nimic nu are cum să fie așa cum vrei tu, niciodată. Ci așa cum este. Pentru că așa trebuie să fie, cum este. Și nu trebuie să ne împăcăm cu ideea asta sau să o acceptăm. Ci pur și simplu, ceea ce este, este. E ca și cum am fi supărați că aici este marea și că ar fi trebuit să fie un munte. E marea, deci. Dacă trebuia să fie un munte, era un munte. Dacă un om rău trebuia să fie bun, trebuia să fie bun. Dar asta nu hotărâm noi. Și noi suntem doar o parte a acestei creații și a acestui univers. Suntem doar o picătură din acest ocean universal. Trebuie să avem această înțelepciune și această înțelegere asupra Universului. Pentru că altfel sfârșim în tot felul de gânduri și în tot felul de așteptări și vom fi tot timpul dezamăgiți. De ce vom fi dezamăgiți? De ceea ce este. De ce este așa? De ce este așa? Pentru că așa este. Nu e bine sau rău. Deci, practic, trebuie să ne schimbăm criteriile de evaluare asupra
momentului prezent, asupra ceea ce se întâmplă. Pentru că orice s-ar întâmpla, este. Și chiar dacă te superi, n-ai rezolvat nimic. Doar că s-a întâmplat ceva care nu-ți convine și pe deasupra mai te și superi. Adică îți mai aduci și tu un rău. Suficient pentru asta.